Premierul Dacian Cioloș a acceptat demisia ministrului Fondurilor Europene, Aura Carmen Radu, urmând să facă în perioada imediat următoare o propunere pentru ocuparea acestui portofoliu. Săptămâna trecută, ministrul finanțelor Anca Dragu declara că România nu se numără printre cele 25 de state membre ale Uniunii Europene care au aprobat operațiuni aferente planului Juncker. Sunt peste 220 de operațiuni deja aprobate în cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice în 25 dintre cele 28 de state membre. România nu se află printre acestea, dar este important de știut că deja au fost angajate resurse totale de peste 11 miliarde de euro. Acestea reprezintă împrumuturi, iar valarea proiectelor și investițiilor mobilizate în total trece de 80 de miliarde de euro, reprezentând deja 26% din ținta totală asumată în cadrul planului, a spus Anca Dragu. Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, ministrul de misionar, Aura Răducu, a postat un comunicat prin care își anunță demisia. La solicitarea domnului prim-ministru, îmi depun demisia din funcția de ministru al fondurilor europene. Am acceptat să fac parte din această echipă guvernamentală cu gândul că voi reuși să introduc o nouă abordare și un nou tip de management în acest important domeniu al fondurilor europene. Europene. Totuși, având în vedere nemulțumirile domnului prim-ministru legate de obiectivele pe termen scurt privind activitatea mea, la cererea domniei sale îmi depun demisia din funcția de ministru al fondurilor europene. Regret că nu am avut șansa de a duce la bun sfârșit acțiunile propuse, dar rămân un susținător al politicii de coeziune, al principiilor europene și al utilizării cât mai eficiente și profesioniste a fondurilor europene pentru dezvoltarea economică și socială a țării, a precizat Aura Răducu.